Astăzi, 17 noiembrie, este sărbătorită Ziua Internațională a Studenților. Din păcate, statul român a eșuat lamentabil în ultimii ani nu numai să-i readucă în țară pe cei deja plecați, ci și să-i țină pe loc pe tinerii abia ieșiți de pe băncile școlilor. În 1939, ocupanții naziști din Cehoslovacia au suprimat la Praga o demonstrație a studenților de la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Carolin, ce marca momentul creării Republicii Cehoslovace independente. În urma suprimării demonstrațiilor, 8 studenți și un profesor au fost executați fără proces, iar peste 1200 au fost trimiși în iagăre de concentrare, din care cel puțin 20 nu au supraviețuit închisorii. În România, tot mai puține persoane din noua generație aleg să urmeze o facultate de teama de a nu-și putea găsi mai târziu un loc de muncă stabil și satisfăcător financiar. An de an, țara noastră pierde tineri valoroși care pleacă în străinătate. România nu este stabilă pentru nimic, domn. La noi în țară aici doar guvernul face ce este bine pentru ei, dar nu și pentru noua generație. Ca și tânăr, dacă ai terminat o facultate, avea încredere că ți-ai găsit un loc de muncă? Am început liceul la economic în urmă cu câțiva ani și nu l-am terminat pentru că și dacă îl terminam, nu aveam un loc stabil în România. Și am ales să plec în Anglia, unde acolo m-am angajat fără să am nevoie de studii superioare într-un domeniu destul de bun. Dar aici și dacă ai studii și dacă termin două facultăți, nu te angajează nimeni. Și dacă te angajează, te angajează pe ce? Pe 1500 de lei. 1500 de lei în alte țări din Uniunea Europeană sunt un salariu pe săptămână. Peste 420.000 de copii și tineri cu vârsta între 0 și 24 de ani au plecat din România în ultimii ani. Doar 60.000 anul trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Europa este plină de rudele, prietenii și vecinii noștri, din cauza nivelului de trai din țara noastră. Privind aspectul din România, România este o țară foarte săracă din punct de vedere și foarte stricată, în mare parte. Crezi că îți poți găsi cu ușurință un loc de muncă în România? Nu, în niciun caz. Mai ales acum, cu pandemia, cu asta e mai greu să... Dacă ai termina o facultate în România, ai avea încredere că îți găsești un loc de muncă, că poți să-ți faci o familie aici? Așa, nu prea sunt sigur. Ai prefera să pleci afară? Da, aș prefera. Este altcumva față de România. Motivele care îi îndeamnă pe tinerii români să dorească să emigreze sunt lipsa resurselor financiare, lipsa locurilor de muncă, sărăcia, nivelul de trai, lipsa posibilităților de carieră, de afirmare profesională și mai nou, lipsa de încredere în autoritățile române. Fenomenul emigrării a devenit un fenomen îngrijorător prin amplitudinea sa mare, prin reversibilitatea sa limitată, prin pierderile importante de inteligență activă și putere de acțiune pe care le antrenează.